Am mai reușit nimeni în limba păcătoare. Dar nu neapărat cu un conflict cu un jucător. Că la mine nu e problema să port la acțiune. Să port la acțiune. Eu pot să am un conflict cu orice jucător, la doua zi am uitat. Nu există, nu sunt tipul de antrenor care să distrug cariera unui jucător sau să-mi bagi un jucător. Nu se pune problema. E adevărat că sunt primul antrenor din istoria asta care termină mandatul. Este incredibil să stau 2 ani la o echipă și în România... Se premiază asta. Da, probabil că nu vrea să cred. Știa, mai pusesem la asta de atâtea ori. Pusesem demis după niște rezultate incredibile, dar asta este, am rezistat. Grație, am spus-o jucătorilor și toți eu am făcut niște rezultate incredibile. De două ori. Prima oară, tatăl meu a spus că e o întâmplare, că nu a venit cu prima echipă cu toată. Când te duci și joci în fața 60.000 de jucători pe stadionul Olimpic, care ei îl inaugurau la acel joc și nici nu știu cum să ne spună, ne spuneau, ții minte fanii astra Google și să-i scoți, asta nu mai e nicio întâmplare. Și tocmai de asta, cred că trebuia să îi aștepte la Giurgiu cu covorul roșu. Dar nu bine, numai sunt lucruri care dicționarul de arabă, răspuns? Sau cel de turc? Nu, no, vreau să spun. Vorbim acum că n-are nicio răspuns. Am mai spus, sunt mai multe discuții, dar deocamdată nu este nimic oficial. Când se va concretiza ceva, veți avea. Să mai zice, ce jucători a luat pe toți? Nu, i-a jucat pe toți. Dar dacă aș fi rămas la asta, să spun așa și să deschid o paranteză și cu asta închid, dacă aș fi rămas la asta, una dintre condițiile care ar fi fost să luăm toți jucătorii de acum. Dar, probabil, nu s-a vrut lucrul ăsta și atunci ne despărțim. Eu aș fi oprit toți jucătorii care sunt acum și aș fi